Ați înțeles de ce nu s-a putut vota astăzi? De ce nu s-ar fi întrunit majoritatea ca această lege să treacă? Sincer, nu prea. Dar asta nu înseamnă că poate nu sunt motivele foarte bune. Problema a venit doar dintr-o lipsă de comunicare sau și din amendamentele depuse din forma legii? Domnișoare, n-am de unde să știu. De asta și eu sunt curios, ca și dumneavoastră, să vedem care sunt argumentele care vor fi prezentate în public și susținute săptămâna viitoare. PSD-ul a fost de acord să se reîntoarcă la comisie legea offshore pentru că se pare că nu se putea întruni o majoritate pentru a fi votată și dacă nu ar fi fost această majoritate, ar fi picat propunerea și ar fi rămas în vigoare forma inițială din vară. Nu vreau să comentez mai mult. PSD-ul își va susține în continuare poziția pe care a avut-o în comisie. Există calcule și analize și simulări făcute de mai mulți specialiști, inclusiv de către Ministerul de Finanțe. O săptămână sau cât va fi nevoie, eu cred că este bine ca în comisie toate discuțiile să fie foarte transparente și transmise publicului larg, pentru ca fiecare român să știe despre ce se discută și orice amendament din această lege, ce efecte are, pozitive sau negative. Este o lege de importanță uriașă pentru România. Eu vreau să vorbesc doar despre lucruri pe care le știu foarte bine. Nu mai vreau să vorbesc despre tot felul de zvonuri cu presiuni sau altceva. Fiecare grup parlamentar a avut o poziție pe care și-a susținut-o pe marginea acestei legi. Reîncep dezbaterile în comisia respectivă. Astăzi noi am aprobat în birou permanent deplasarea domnului Iancu. Săptămâna viitoare trebuie să meargă la o reuniune a Consiliului Mondial al Energiei ca să rămână aici să conducă dezbaterile împreună cu celălalt președinte de comisie de la Buget Finanțe.